cuibușor cu stevie și stevie făcută cum o fac eu acasă. Cum am învățat la bunica mea. Să fierbem stevia. Vedeți că se face foarte bine și în tigaie fără apă. Este un deliciu. Bună ziua, bună ziua! Ieri am fost la țară și am cules stevie. Ia uitați, proaspătă, proaspătă. Am spălat-o și aici cred că am cred că în jur de 2 kg, așa cu tot cu cozi. Și vom avea nevoie de stevie, de ulei, o ceapă potrivit de mare, așa, sare și piper. Și o să începem să punem ceapa într-o tigaie și cât ceapa se face, noi curățim imediat stevia. Și eu fac o mâncărică simplă și din această mâncărică puteți face, deci când este scăzută, puneți puțin bulion și faceți o mâncărică cu bulion, puteți pune și orez și cu ouă. Și am să fac și cu ou când este gata. Asta o fac de post, dar am să fac și cu un oușor în mijloc. Și să începem. Deci am o ceapă, am să pun într-o tigaie puțin ulei. Vedeți, am aici o tigaie, punem așa puțin ulei. Cam o jumătate de ceșcuță de cafea. Și să tăiem ceapa. Așa. Acum, aici avem tigăița noastră, vedeți? Vom pune ceapa în tigaie, o acoperim și punem pe foc. Da? Și cât se face și se prăjește puțin, se undește ceapa, o să curățăm stevia. Să vă arăt și să vă arăt cum curăț eu stevia, frunzulița. Deci eliminăm această nervură și rupem așa. Eu nu o fierb, eu o pun direct în tigaie. Așa. Vedeți? Este din grădina bunicilor, proaspătă, proaspătă. Așa. Și curățim. Astăzi facem în direct această mâncărică. Eu voi publica pe canalul meu de YouTube Prăjituri cu camelia și bucate gustoase în versiune scurtă, în stevie. Vedeți? Avem nervura aceasta, eu o pun așa în două și trag. Și o scot. Deci eu nu o pun la... Tot de acolo, din grădina bunicilor, anul trecut am strâns frunza de vie și am făcut un video, tot în direct am intrat, să vă arăt cum pun eu pentru mai mult timp frunza de vie în sticle de plastic. Așa, bună ziua și bine ați venit! Eu mă arăt așa din când în când câte puțin. Așa, vedeți, aici am avut... Vedeți? Ceapa am undit-o așa puțin, foarte puțin, și acum vom adăuga stevia. Și o pun așa pur și simplu deasupra. Și să vedeți că ea se face puțină, 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 puțină. Așa. Și cât noi mai curățăm o parte, deci aici am cam 1 kg de stevie și am pus o ceapă. Și am să pun capacul și dăm din nou pe foc. Așa. Vedeți? Și acum amestecăm. Ea începe să se înmoaie. Am pus în această tigaie ca să și vedeți mai bine. Vedeți? O lăsăm așa să se înmoaie. Să încerc să o întorc așa puțin. Așa. Și pun din nou capacul. O puneți într-o oală un pic mai înaltă și să mai întoarcem o dată. Acum a început să se înmoaie. Ia să vedeți, ca să nu se lipească. Așa, ia uitați. Și întoarcem, o amestecăm acum, vedeți? Așa. Așa, întoarcem și o dăm din nou pe foc. Punem căpăcelul și dăm din nou pe foc. Așa. Adăugăm puțină sare, dar puțină, așa. Și puțin piper. Cine dorește să o săreze cum trebuie. Și acum amestecăm, vedeți? Ștevia noastră este gata. Fără să o punem în apă, fără... Așa. Și acum să facem cuibușorul nostru. Am aici o altă tigăiță, unde voi pune puțin ulei de măsline. Așa, puțin. Voi lua din compoziția mea de ștevie și voi pune așa, ca să facem un cuibușor, aici, în interior voi pune un ou. Vedeți? Așa, aici avem un ou ușor de țară și să-l spargem. Așa și îl punem așa în mijloc. Ia uitați! Putem pune și puțină sare peste și vom pune căpăcelul și punem pe foc. Tot la fel, în final de apel, cuibușorul nostru, vedeți? Și îl așezăm așa aici, încet. Îl doriți mai copt, lăsați un pic mai mult. Așa am să mai las puțin stevia noastră. Ia uitați ce bine arată. Un deliciu. Acum este gata. Ia uitați cuibulețul nostru. O bunătate. Deci știți că este foarte bună. Și să repetăm. Deci am avut în jur de 2 kg de ștevie. Eu am curățat doar jumătate din ea și am pus într-o tigaie ulei, cam o jumătate de ceșcuță de cafea, o ceapă destul de mare, am pus ceapa la undit, am pus ștevia așa crudă peste, am pus căpăcelul, am condimentat, am amestecat foarte bine, am condimentat cu sare și puțin piper și vedeți, în câteva minute este gata, deci fără să fierbem ștevia. Apoi în altă tigăiță am pus o lingură, 2 de ulei de măsline, am pus ștevie și am făcut așa ca un cuib unde am pus un ou și am prăjit. Și din această mâncărică, cum am mai spus, puteți adăuga la urmă și o lingură de bulion și faceți și cu bulion, puteți adăuga orez și o cană de apă, 2 căni de apă și faceți orez cu ștevie. Puteți bate 2-3 ouă rase, puteți puneți 2-3-4-5 linguri de ștevie, deci cam o lingură de ștevie de mâncărică din aceasta care am făcut eu la ou și cu cașcaval ras, cu parmezan, condimentați bine cu sare, cu piper și faceți o omletă foarte bună. Vă pup, vă mulțumesc din suflet, vă doresc multă sănătate.